Dumnezeu se bucură să vă vadă astăzi aici înaintea Lui, doritor să îl auziți ce vă va spune și să-i arătăm că și noi suntem bucuroși închinându-ne Lui prin cântare în numele Lui Iisus, cântând cântarea Veniți cu toți să ne închinăm. Tatăl nostru din ceruri, te rugăm să fii prezent aici, în momentele acestea. Te rugăm să ne vorbești. Te rugăm să ne impresionezi inimile și să ne transformi tu viețile prin Iisus Hristos, pe care te rugăm să-L faci stăpân în mintea, în sufletul și în trupul nostru. Amin. Te rugăm să întărești pe cei ce sunt rânduiți să aducă o slujbă astăzi înaintea Ta. Te rugăm să binecuvintezi pe cei, toți cei care ascultă astăzi cuvântul Tău rostit în biserica aceasta și să transform Tu viețile noastre astfel încât umblarea noastră pe acest pământ să-Ți aducă slavă și să fie spre salvarea noastră și a celor din jurul nostru. Amin. În numele Lui Iisus Te-am rugat. Amin. Amin.
Thank you.
Elisei s-a rugat: Doamne, deschide-i ochii să vadă. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi astăzi. Ne-am rugat deja cântând. Și poate că nu înțelegem de ce trebuie să ne rugăm pentru un anume lucru la un moment dat. Ucenicii n-au înțeles nici de cum acolo în grădina Getsemani. De ce trebuiau să se roage ei să nu cadă în ispită? Ce ispită, Doamne, când suntem cu Domnul? Nici vorbă de ispită, nu se întâmplă nimic, suntem în siguranță, suntem păziți, suntem... Absolut nimic nu ni se poate întâmpla, Domnul a spus.
chiar dacă nu înțelegeți că e nevoie să vă rugați de așa ceva, pentru așa ceva. Rugați-vă totuși, în ciuda faptului că nu înțelegi de ce trebuie să te rogi pentru un anume lucru, roagă-te. Roagă-te în ciuda faptului că nu înțeleg de ce ar trebui să mă rog pentru așa ceva. Și începe rugăciunea ta cu această frază, așa cum și eu fac. Doamne, nu înțeleg de ce ar trebui să mă rog pentru lucrul ăsta. Dar mă rog, am să mă rog. Doamne, deschide ochii ca să vadă. Iubiții mei, viața noastră este făcută din lucruri văzute și lucruri nevăzute. Și n-aș vrea să rămânem prea mult în zona abstractului, ci să trecem la cea practică. Eu studiez teologia aplicată, adică practic la ce mi-ajută treaba asta. Sunt anumite ocazii în viața noastră pe care le-am văzut, le-am prins și le-am folosit. Și ne bucurăm de ele toată viața noastră. Dar dacă ne-ar deschide cineva ochii să le vedem pe acelea pe care nu le-am văzut, nu le-am prins și nu le-am folosit. Sunt mult mai multe și mai mari acelea care n-au fost văzute și care n-au fost folosite. Dumnezeu ne-a ajutat și am cunoscut lucruri frumoase despre El. E minunat. Dar dacă ni s-ar deschide ochii ca să vedem și să înțelegem ce puteam să cunoaștem, ce ne-ar fi fost descoperit, acestea sunt cu mult mai multe și mai mari decât cele pe care le-am văzut în Scripturi. De fapt, cântarea pe care noi am cântat-o, ultima, a doua cântare, și vrem să mulțumim lui Dumnezeu pentru darul pianistului nostru și pentru bunăvoința lui, cântarea aceasta a fost într-adevăr pătrunzătoare la sufletul nostru și ne-am rugat împreună în timp ce am cântat, Doamne, deschide ochii. Cântarea vine din cuvintele lui David, care spune, deschide-mi ochii, Doamne, ca să văd lucrurile minunate ale legii tale. Bine, dar dacă citește acolo, nu, eu nu mă rog ca să pot să citesc, eu mă rog să pot să văd, eu mă rog să pot să văd. Am văzut în omul de lângă noi daruri și calități, fie la noi în familie, ca soț și soție, fie ca părinți și copii, fie la biserică, fie la lucrul nostru sau în societate în general. Am văzut multe lucruri bune și frumoase în aproapele meu. Dar dacă mi-ar deschide Dumnezeu ochii să văd ce n-am văzut, mi-aș da seama că ceea ce am văzut a fost mult mai puțin decât ceea ce a rămas nevăzut. Ne vom duce și ne vom odihni în țărâna pământului unii dintre noi, alții dintre noi vom fi preschimbați într-o clipeală de ochi, avem șansa aceasta. Alții vor vedea pe Domnul fără să se ocupe acolo. Domnul știe ce va hotărâ pentru fiecare în parte, dar avem șansa să ne ducem să ne odihnim în țărâna pământului fără să fi știut vreodată peste ce am călcat când am trecut pe lumea aceasta. Fără să fi știut vreodată ce am avut lângă noi când am trăit pe pământul acesta. Fără să fi știut vreodată unde ne-a purtat Dumnezeu pașii noștri în viața aceasta. Ne vom duce în pământ fără să fi știut. Vom învia. Așa ne-a promis Dumnezeu. Îl credem pe cuvântul lui de onoare. Nu ne trebuie o altă garanție. Mulțumim științei care ar încerca să ne demonstreze că acest lucru. Nu-i nevoie de demonstrație. Am primit prin credință de la Dumnezeu acest lucru. Atunci de abia se vor deschide ochii noștri și vom putea privi pe Dumnezeu și drumul vieții pe care ne-a condus El cu alți ochi. Abia atunci vom vedea că în anumite experiențe ale vieții noastre, ce am văzut noi a fost poate ceea ce nu era și nu am văzut ce era acolo. Sau ce a fost atât de puțin în comparație cu ceea ce n-am văzut din istoria și din experiența prin care Dumnezeu mi-a îngăduit să trec în viața mea. Este așa de justificată rugăciunea lui Elisei. Deschide, Doamne, ochii omului acestuia ca să vadă.
Se întâmplă ceva asemănător cu ceea ce noi am învățat dimineața la devoționalul nostru. Că atunci când refuzi să crezi un lucru, automat crezi altul. Nu e niciodată un vid. Nu cred acest lucru. În momentul când spui nu cred aceasta, în același timp spui cred pe aceasta. În momentul în care ochii îți sunt deschiși să vezi un anume lucru, îl vezi, dar în același timp nu vezi un altul. Iar când ochii îmi sunt închiși, văzându-l pe acesta, îmi sunt deschiși să-l văd pe celălalt. De ce nu vedea Gehazi, ucenicul, studentul la teologie al lui Elisei? De ce nu vedea el majoritatea invizibilă care erau cu ei și puterea aceea și desfășurarea aceea de slavă, de bunătatea, de protecția lui Dumnezeu? De ce nu putea el să vadă așa ceva? Cine poate să-mi spună? Cum? Nu credea? Era ocupat cu altceva? N-a avut experiență? Dar textul concret ce ne spune? De ce nu vedea omul acesta? Cum? Mulțumesc! Păi el n-avea cum să vadă majoritatea invizibilă a lui Dumnezeu, pentru că el ce vedea în timpul ăsta? El vedea pericolul, el vedea tabăra cealaltă, el vedea oastea vrășmașă care înconjura și strângea tot mai mult și tot mai mult. El vedea aceste lucruri. Și nu poți, când vezi răul, spre exemplu, când vezi răul în cineva sau în ceva, automat ochii îți sunt închiși și nu vezi sau nu poți să vezi binele. Nu ai cum să vezi în același timp. El era concentrat acolo și chiar în versetul precedent, versetul 15, Biblia spune că a oftat, e ca un oftat adânc așa din lăuntrul sufletului. Ah, Domnul meu, cum vom face? Cum? Uitându-se acolo când vedea oastea care înconjura cetatea. Deci suntem la capitolul 6 din 2 împărați. Nu putea, și versetele citate au fost 15 și până la 17. Domnul meu, ce vom face? Nu poți să-ți concentrezi ochii la răul din viață, la răul din biserică, la răul din persoana de lângă tine, fără să pierzi din vedere partea care nu se vede. Nu ai cum. Când ți-ai fixat ochii aici, nu mai vezi pe cealaltă. Și rugăciunea lui Elisei coincide cu închiderea ochilor lui Gehazi. El s-a rugat, deschide ochii, Doamne. Și Dumnezeu i-a deschis ochii. Ce s-a întâmplat când i-a deschis Dumnezeu ochii ăștia? Ce s-a întâmplat în aceeași clipă? S-au închis ceilalți. S-a închis vederea asta care vedea armată inamică și imagina deja un sfârșit catastrofal. În clipa când Dumnezeu îți deschide ochii să vezi anumite lucruri, în clipa aceea ți-i și închide față de ceea ce te-a ținut până atunci. Aceste lucruri se întâmplă în același timp. Deschide ochii să vadă. Și ochii au fost deschiși în ce privință? În ce aspect? Ca să vadă, simplu, că majoritatea invizibilă a lui Dumnezeu era cu ei. Asta e tot. Dar este de ajuns ca să-ți fie deschiși ochii într-o privință sau în alta? Este de ajuns acest lucru? Da sau nu? Văd că nu răspundeți. Tăcerea este un răspuns. Vă întreb din nou. Înseamnă că întrebarea mea a fost cu totul neclară. Este suficient ca Dumnezeu să-ți deschidă ochii într-o anumită privință sau nu? Nu? De ce nu? Aha. Trebuie să faci o alegere. E clar că n-am exprimat întrebarea cu întrebare, dar n-are nimic. Mergem la un exemplu. Care a fost rugăciunea lui Solomon? În ce a constat? Ea scurt de tot. Doamne, dă-mi înțelepciune.
Dar știți că asta e numai jumate din rugăciunea lui. Pentru că am urmat mai departe ceva, tot în rugăciunea lui acolo. Mulțumesc! Mulțumesc de răspuns! Dă-mi înțelepciune ca să fiu un bun conducător. Ea a primit răspuns de la Dumnezeu sau nu? Da. În ce privință a primit? Nu. În ce privință a primit răspunsul? Unde s-a aplicat răspunsul pe care l-a dat Dumnezeu? Exact ce a cerut. Mulțumesc. La conducere. La capitolul conducere. Dar a cerut el înțelepciune și în alte domenii? Vedeți, oamenii astăzi nu pot să pună lucrurile la un loc și zic așa, cum e posibil, domne, cel mai înțelept om care a trăit vreodată pe pământ să facă așa chestii, așa zicem noi la anumite lucruri, zicem chestii. Da. Cum e posibil, zicem noi? Păi uite cum este posibil. A cerut el lui Dumnezeu, dă-mi, Doamne, înțelepciune în toate aspectele vieții mele? A cerut el așa ceva? Nu. El a spus, un singur lucru îmi trebuie. Îmi dai înțelepciune ca să fiu un bun diplomat. Restul mă descurc. Și Dumnezeu nu bagă nimănui pe gât și nu forțează asupra nimănui ceea ce cineva nu a cerut de la Dumnezeu. În privința asta a cerut. Dăm numai ca să fiu un bun politician. Dăm înțelepciune să fiu un bun diplomat. Dăm înțelepciune să fiu un bun judecător, să știu cum judec poporul acesta. Restul problemelor rămâne cu mine. Vorbim mai târziu. Păi, un gând îți spune, n-ai vrea să te rogi lui Dumnezeu și în ce privește partea economică a vieții? Nu, vă rog frumos, aici am niște planuri și mă descurc. Și cum te descurci? Păi uite, Domnul a spus să nu ai mult aur. Adică, eu sunt de părere că trebuie să fac aurul așa de obișnuit să fie ca noroiul de pe stradă, cum nu se mire nimeni că e noroi pe uliță, așa să nu se mire când vede aur. Nu? Aici n-a cerut de la Dumnezeu înțelepciune și sfat. Și mai departe, nu ai vrea să ceri de la Dumnezeu înțelepciune în ce privește politica ta militară? Nu. Nu. Dumnezeu a spus să nu ai mulți cai. De ce? Păi ajungi să te închini la ei după aceea. Ajungi să te încrezi în ei. Ajungi să contezi pe asta. Nu, eu mă descurc. El aduce cai din Egipt în fiecare an până când se pierde numărul lor. Și ce-i cu doamna asta? Și încă o doamnă? Altă doamnă. Vai de mine, încă vreo câteva doamne. Avem nuntă iar la palat. Se însoară regele din nou. Cu cine? Păi cu a Egiptului, cu a Etiopiei, cu a nu știu care, cu toate. Trăim numai în nunți. Împărate Solomon, nu ai vrea să ceri de la Dumnezeu înțelepciune și în ce privește căsătoria ma tale? Știți ce a spus o tânără mamei ei? Ea mergea pe căile ei și a spus mamei ei, vreau să fac cu tare și cu tare lucru. Și mama i-a spus, zice, ai cerut de la Dumnezeu înțelepciune pentru treaba asta. Știi ce, mamă? Aici Dumnezeu să mă lase în pace. E problema mea aceasta. Sigur că nu vă puteți închipui că Dumnezeu n-a lăsat-o în pace. Nu. Solomon nu a cerut în aceste domenii ale vieții înțelepciune. Nu. Acum vă întreb din nou și să văd acum dacă îmi răspundeți sau nu. E de ajuns să cerem de la Dumnezeu să ne deschide ochii într-o anumită privință? Nu! Ați răspuns bine. Acum ați răspuns bine. Ce trebuie să cerem de la Dumnezeu? Să ne deschidă ochii în toate privințele. Zice, onorează pe Dumnezeu în toate căile tale. Oriunde, oricând. Nu este un domeniu în care... Discutam cu o studentă și îmi spunea, lupta e teribilă cu învățatul și cu memorizatul și cu examene și cu toate astea. Și n-am văzut acolo nicăieri urmă de Domnul sau de menționare sau de intenție sau de ceva cu privire la Dumnezeu în tot zbuciumul ăsta al ei. Și am spus, zic, lipsește o componentă esențială din treaba asta. Zic, unde e Domnul în toată treaba? Și mi-a spus, era să zic tată, și mi-a spus, zice, știi ce? Când e de învățat, învăț și când e de credință, mă duc la credință. Și
A spus, nu merge să-L lași pe Dumnezeu încuiat la biserică, ai venit, l-ai găsit aici ca idolul indian, l-ai șters puțin, l-ai lăsat, iar îl găsești sâmbătă la altă când vine apoi aici. Nu merge! Nu există niciun domeniu al vieții în care să zici, aici Dumnezeu să mă lase în pace. Biblia spune, fie că mâncați, ziceți mai tare cu mine, fie că beți, fie că altceva. Păi în ce se cuprinde cuvântul altceva? Orice, totul, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu. I-au fost deschiși ochii lui Gehazi sau nu? Da. Da. În toate privințele? Nu. No. Ați răspuns bine. Am început să ne înțelegem. Nu în toate privințele. În care privință i-au fost deschiși ochii? A fost armata. S-a rezolvat problema politică și militară și primejdea. În care problemă nu a cerut el lumină de la Dumnezeu ca să-i deschidă ochii? N-a cerut în ce privește viața lui economică și practică. Adică n-a cerut niciun fel de lumină când a plecat după carul lui Naaman să captureze ceva haine și aur, argint în cazul lui. Puteți să-mi spuneți, puteți să-mi demonstrați. Sunteți de acord că n-a cerut de la Dumnezeu să-i deschidă ochii în treaba asta? Da, sunteți de acord. Cum i-a zis el lui Dumnezeu când Duhul Sfânt i-a atins sufletul și a spus, stai înainte să pleci după omul ăsta? Stai puțin. Cere lumină de la Dumnezeu în privința asta. Cum credeți că a răspuns el când Duhul Sfânt i-a spus acest lucru? Cum a zis? Aici Dumnezeu să nu se bage. Să mă lase în pace. Este asta o poveste pe care am inventat-o eu? Nu. Aș putea să dovedesc că așa a făcut? Cred că da. Dacă ar fi să demonstrezi tu treaba asta. Să-mi demonstrezi tu mie că la capitolul ăsta, când a plecat el să facă treaba aceea, după Naaman Sirianu, n-a cerut lumină de la Dumnezeu. Poți să demonstrezi așa ceva? S-a grăbit? Păi e normal, când furi traștare, ca să nu te prindă. Zitare! Mulțumesc! A plecat pe furiș. Cade unul într-o belea, într-o problemă, ceva. Vine la tine când e totul terminat. Și tu îi zici, de ce nu mi-ai spus, mă, omule, mă, că eu știam ce e asta, mă, eu, dacă tu îmi spuneai mie, eu ți-aș fi spus să nu faci treaba. Așa am pățit eu. De ce nu m-ai întrebat? Și de ce crezi că n-a întrebat? Știa răspunsul. Și vroia să facă acest lucru cu orice chip. Așadar, când cerem lui Dumnezeu să ne deschidă ochii, să-i cerem să ne deschidă ochii în orice privință a vieții, nu există domeniu în care să văd, dar nu există domeniu, începând de la a bea un pahar cu apă și încheind cu marile hotărâri, cu hotărârile cruciale ale vieții, nu există domeniu în care să pot vedea dacă nu-mi deschide Dumnezeu ochii. Și aș fi nedrept, aș fi împotriva propriei mele vieți ca să cer lui Dumnezeu să-mi deschidă ochii într-o privință oarecare și să nu-mi deschidă în alta. Știu că aceeași reacție care o avem în general vis-a-vis de Solomon când spune cum a putut cel mai înțelept om din lume să facă așa ceva, să ajungă în final, să aducă jertfe idolești unor demoni cum era Baal sau alții în fața căruia se ardeau de vii copii mici, babies, îi ardeau pe bare de cupru, pe foc. Eu te întreb, cum a putut cel mai înțelept om să facă? Foarte simplu. El nu a fost cel mai înțelept om la acest capitol. Singurul cel mai înțelept om în care a fost el a fost la capitolul pe care l-a cerut. Atât. Dincolo de ce a cerut, aceea nu a fost înțelepciunea care a venit de la Dumnezeu, care vine de sus și care este mai întâi, cum spune Biblia,
curată, aceea e de la Dumnezeu, care e curată, nu amestecată cu mizerii sau mișelii, aceea nu este de la Dumnezeu. Al doilea cum este? Pașnică. Ce însemnează? Păi înțelepciunea lui Dumnezeu, tu nu poți să o promovezi cu orice fel de mijloace. Tu nu poți să promovezi înțelepciunea lui Dumnezeu bătând cu pumnul în masă sau răgnind până răgușești și până se umflă venele la gât și se schimbă culoarea feței. Aceea nu e înțelepciunea lui Dumnezeu. Ea este pașnică. Pașnic vine de la pace. Și a treia cum mai este? Ușor de înduplecat. Nu un capsoman din acela, nu. Aceea nu este. Nu unul cu grumazul de aramă. Degeaba. Degeaba. Cum să întorci un gât de aramă? Păi să-l întorci, că ăsta e flexibil și uite, nici nu troznește la mine. Merge foarte ușor. Nu? Da. Dar dacă este, de aramă, cunosc pe cineva care din nenorocire în urma unui accident i-a fost ruptă coloana și acum s-a sudat strâmb. Așa? Și toată viața doar așa poate să mai stea. Și plângea și mi-a spus, roagă-te la Dumnezeu, poate mai pot să văd și o ceru odată. Știu că atunci când l-a văzut, a înjurat de el, dar aș dori mult să-l ajute Dumnezeu să-l mai poată vedea ceru odată, dacă mai este. Doctorii spun că nu, niciodată. A zis, cine pune mâna pe el, l-a omorât imediat. Să nu credeți în nimeni. Vertebrele lui sunt ca de sticlă, s-au sudat una de alta, cum le-ai lovit? Cum a încercat cineva să le desfacă? L-a omorât. Așa, așa se întâmplă. Sunt oameni care în domeniul spiritual sunt așa. Oricât ai încercat, nu ai ce să faci cu omul acela. Te rog, deschide ochii și înțelege. Înțelege. Apocalipsa spune, nu pun peste tine altceva, că nu se poate mai departe de aici. Pe omul ăsta l-ai omorât dacă ai încercat să-l îndrepți, să-i îndrepți cocoașa lui teribilă și fața lui care privește numai la pământ zi și noapte. Ca să poată să vorbească cu mine, a trebuit să se răstoarne într-un scaun și de acolo s-a putut uita la mine. Altfel nu. N-ai cum. Sunt oameni în domeniul moral în această situație. Coxat. Vertebrele coxate în acea poziție. Oricât l-ai omorât pe omul acela, nu se poate. Este unul singur care poate să atingă cocoașa cuiva și chiar dacă de 18 ani a fost în aceeași poziție, ce zice s-or fi sudat vertebrele alea după 18 ani sau nu? Omul acesta al nostru nu a stat 18 ani. După vreo 2 ani deja era pentru totdeauna pierdută cauza lui. Dar femeia aceasta a avut vertebrele sudate în poziția aia 18 ani. Păi vertebrele nu se îndreaptă să o bați cu ciomagul în spinare, că dacă o bați cu ciomagul în spinare, nu faci decât să-i spargi și vertebrele care le avea sărmana și atunci i-ai grăbi moartea. Există un singur mijloc care poate să îndrepte o astfel de cocoașă. Când mâna aceea se atinde și după 18 ani îi va spune, ești dezlegată de neputința ta. Și a fost pe loc. Este o singură mână care poate să atingă ochii mei care nu văd ce trebuie să vadă. Nu există oftalmolog în lumea aceasta care să se ocupe de așa ceva. Elisei practică o oftalmologie foarte interesantă. El este proroc, dar se ocupă puțin și cu oftalmologia. Și uitați-vă care este practica lui. În versetul 17, Doamne, deschide ochii omul ăsta. El se ocupă cu ochii. După aceea, în versetul 18, se ocupă tot cu ochii. Doamne, lovește tu pe sirieni ăștia cu orbire. La ăștia le închide ochii. Și după aceea, în versetul 20, se ocupă din nou tot cu ochii. Doamne, acum deschide-le ochii să vadă unde a ajuns. Și așa s-a întâmplat. El se ocupă de lucrul acesta. Dar există un singur răspuns. Și domeniul cel mai trist, aș vrea să nu rămânem prea mult în acest domeniu, știu că ne-am înțeles la acest capitol. E clar că nu vedem decât, vorbim de creier, că funcționează cu o fracțiune. Păi ochii funcționează tot la fel. Vedem o fracțiune din ceea ce ar trebui să vedem. Doar atât. Atât în lucrurile văzute cât și în cele nevăzute. Dar aș dori să ne oprim o clipă asupra exemplului cel mai dureros, în care nu vedem brațul lui Dumnezeu. Nu vedem lucrul acesta.
în care nu vedem însemnătatea cuvintelor lui Dumnezeu. Ne-am răsfoim prin Biblie, într-o parte, într-alta, o predică. Da, am auzit, am fost acolo, dar mai trimiteam un text între timp, mai mă gândeam la niște. Da. Nu vedem însemnătatea și poate acolo cerul luptă pentru tine? Poate că viața ta este în ultimul fir de păr în care mai stă? Cerul întreg te-a înconjurat și încearcă să te scape și ție nu-ți pasă de așa ceva. Nu vezi importanța momentului. Nu vezi. Nu vezi când Dumnezeu îți face bine. Nu vezi când Dumnezeu te oprește de la rău și previne răul din viața ta. Nu vezi când Dumnezeu te scapă. Nu vezi ce a făcut El pentru tine. Deschide-mi ochii, Doamne, ca să pot să văd. Aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră o istorie recentă. În câțiva am probabil. Ziarul Washington Post a condus un fel de test. Marele violonist Joshua Bell, care a cântat în sala cea mai importantă din Washington și a umplut această sală cu oameni de pretutindeni din lume, acest violonist a fost trimis de ziarul acesta în mod secret în stația de metrou la Washington. Vioara aceea pe care o vedeți în mâna lui costă 3,5 milioane de dolari. Este un Stradivarius. Este una dintre cele mai scumpe viori care se găsesc pe pământ. Și l-a trimis acolo la ora de vârf. Și a luat vioara în mână și a cântat 45 de minute. Și a cântat unele dintre cele mai valoroase piese de muzică ce pot fi cântate pe planeta aceasta pământ. Și a cântat cu unul din instrumentele cele mai scumpe care există. Și cânta un om care valora milioane pentru fiecare minut pe care îl cânta el undeva în lumea aceasta. S-au găsit doar puțin. Vă rog să accesați internetul, povestea este lungă acolo. S-au găsit puțin care să se oprească, să se uite spre omul acesta, la care de fapt se uită o planetă întreagă și ascultă muzica lui. Cineva la un moment dat a scos un dolar și i-a aruncat. Strânsese după aproape o oră vreo 28 de dolari. Cu atât l-au prețuit oamenii care erau acolo. Și numai un singur bilet din uriașa arene din Washington a costat 100 de dolari. Un singur bilet. Și a fost, lumea după lume a plătit biletul acela acolo. Un singur copil la un moment dat se oprește, l-a atras un pic calitatea muzicii. Se oprește, dar mama sa îl smicește de mână. Întârzie, mamă, repede, n-avem timp de pierdut. Muncitorii trec în grabă, în dreapta și în stânga, merg la servici, au lucruri importante de făcut. Atât de importante. Sunt atât de absorbiți de ceea ce trebuie să facă, încât nu au nicio clipă ca să asculte această muzică cerească. Nu este loc pentru așa ceva. În final, cineva l-a întrebat pe el: de ce crezi? De ce crezi că oamenii aceștia pot să treacă pe lângă așa ceva fără măcar să-și arunce privirea, să zică, mă, parcă sună ceva aici? Și el a spus, nu pot să înțeleg. Nu pot să înțeleg. Și fac destul zgomot aici, spunea el. Fac destul zgomot ca să le atrag atenția, dar nu pot să înțeleg. Nu pot să înțeleg. În final, o tânără s-a oprit lângă un stâlp și a zis, vai, domnule, știu cine sunteți, v-am văzut acolo. Și a spus, nu pot să cred că vă văd. Nu pot să cred că sunteți aici. Chiar dumneavoastră, chiar tu ești aici. De câte ori am trecut noi așa pe lângă Dumnezeu? De câte ori ne-a cântat Dumnezeu și n-am auzit pentru că ascultam altceva? N-am văzut pentru că ne uitam la altceva? De câte ori muzica cerului nu ne-a înconjurat? De câte ori nu ne-a dat Dumnezeu cele mai prețioase gânduri care puteau să vină asupra unui om și n-am luat seama? Cum de n-am văzut că Dumnezeu a dat ce a avut mai scump în lume? A dat pe singurul lui Fiu? Și noi suntem așa de grăbiți că nu avem timp pentru acest lucru. Cum de ne este mintea așa de plină cu de toate? Că nu mai e loc tocmai pentru acest lucru. Nu mai am unde să pun în programul meu. Nu am timp să merg, nu am timp să ascult pentru că sunt grăbit, programul e plin. Nu am timp pentru așa ceva. Când să mai fac acest lucru? Iubiții mei, rugăciunea pe care Elisei o înalță în locul acesta, Doamne, deschide-i ochii, aș dori să fie astăzi rugăciunea pe care cerul
înalță pentru noi. Și această rugăciune ne va scuti de momente triste sau dramatice din viața noastră. Se întâmplă ceva ciudat. A fost o femeie nebună la noi pe stradă, care străbătea satul în sus și în jos, urlând și țipând iarna fără ciorapi, cu o roche, o streanță. Pe un ger de ți se lipeau nările, aproape dezbrăcată, mergea dintr-un capăt al satului și răgnea și striga toate lucrurile posibile din lume. Ajungea înapoi acasă și era bătută până urina pe ea de fiica ei vitregă. Bătută, omorâtă, de ce ai ieșit pe drum să mă faci de râs din nou? Și așa a fost timp mult. Nu se mai mira nimeni când Ioana era auzită răgnind pe drum. Dar aș vrea să vă spun ce s-a întâmplat. Până la urmă a căzut la pat. Corpul epuizase ultima resursă de energie. Și când a căzut la pat, fiica ei vitregă aceasta care a obosit bătând-o pe femeia aceasta, s-a gândit să-i dea un pahar cu lapte cald. Și a venit și i-a dat acolo pe când zăcea în pat. Ghiciți ce s-a întâmplat. I-a venit mintea la loc pentru o clipă, i-a împins mâna ușor și i-a spus: prea târziu, fetițo. N-a băut laptele acela și a murit. Vreau să spun că se pot deschide ochii la un moment dat, dar se deschid când e prea târziu. Cum de n-ai văzut ce trebuia de fapt să-i dai omului de lângă tine? Și ai avut, dacă n-aveai, aș fi zis. Dar Dumnezeu ți-a dat ca să poți să dai. Cum de n-ai văzut? Cum de n-ai înțeles? Citeam că o doamnă a cumpărat un papagal despre care s-a spus că vorbește. Și a mers acasă și l-a pus într-o colivie și papagalul nu vorbea. S-a dus înapoi la owner și a spus: domne, mi-ai spus că vorbește. Doamne, i-ați cumpărat scăriță? Nu! Păi ce faceți, doamne? Păi papagalul, păi scărița, el urcă, el coboară, pentru el asta e fericirea lui. Dacă îl faci fericit, imediat începe să vorbească. S-a dus și i-a cumpărat scăriță. I-a pus acolo, a urcat săracul o dată de două ori și s-a oprit. Dar n-a zis nimic. S-a dus înapoi. S-a zis: dom'le, nu vorbește. Dumneavoastră aveți oglindă în cușcă? Oglindă? Noi n-am știut. Da, papagalul îi place să se vadă în oglindă și când se vede începe să vorbească cu el și asta e ce lipsește. Și s-a dus și a agățat o oglindă. Și într-adevăr s-a uitat în ea odată, a dat cu ciocul așa de două ori și a lăsat capul în jos din nou. Și s-a dus a treia oară, s-a dus foarte mâniată și a spus: domne, vă rog foarte mult, văd că nu... Și a spus: doamnă, aveți leagăn înăuntru, în cușcă acolo ca să se dea? Păi papagalul dacă nu se dă în leagăn, el atunci din cauza asta, e nefericit din cauza asta. Și i-a cumpărat un leagăn și l-a așezat pe leagăn, s-a dat de vreo două ori și odată s-a răsturnat căzând în cap și a vorbit primele cuvinte: vezi că la magazin au și mâncare. Și a murit săracul acolo pe podea. Da. I-am scris profesorului care mi-a trimis ilustrația aceasta și am scris: domn profesor, aceasta este starea Bisericii lui Hristos. Biserica lui Hristos, Bisericii lui Hristos îi sunt date oglinjoare, scărițe și leagăne în care să se dea, dar nu este hrănită, este leșinată de foame. Cum de n-am văzut eu ce îi lipsește aproape lui meu? Cum de am crezut că a fi un tată bun însemnează să aduc acasă nu știu ce și nu știu cum, a fi un părinte bun înseamnă să-l duc pe copilul meu nu știu unde, în timp ce n-am avut nicio fărâmă de suflet pentru copilul? Cum ne-am crezut că a fi un soț bun sau o soție bună însemnează să am grijă de celălalt? Are ce-i trebuie. Da, dar nu are ce-i lipsește. Are ce-i trebuie, dar nu are ce-i lipsește. Deschide-i ochii, Doamne, ca să vadă. Deschide-mi ochii, Doamne, ca să văd.
Deschide-ne ochii, Doamne, tuturor, ca să vedem ce lipsește omului de lângă noi. Nu atunci când ne va împinge ușor cu mâna și va spune prea târziu, nici atunci când se va mai da în leagăn odată și căzând ne va spune aș fi vrut să mănânc ceva și va muri spunând aceste cuvinte. Nu, atunci este prea târziu. Nu atunci când harul lui Dumnezeu, care s-a luptat cu viața noastră, Duhul meu va lupta în om, nu atunci când harul lui Dumnezeu, care se luptă cu viața noastră astăzi, se va retrage. Ce trist sună uneori mesajul acestor regrete târzii. Ce triste sunt cuvintele omului care vede când nu mai are ce să vadă. Care aude când nu mai are ce să audă. Care își dă seama când își dă seama degeaba și când nu mai are cui să spună că și-a dat seama. Nu mai are cui să spună că acum vede, că acum aude, că acum înțelege. Oh, dacă aș mai putea odată! Oh! Ce folos că ai înțeles prețul și valoarea și inima celui de lângă tine, care niciodată n-a fost de altfel înțeleasă. Și acum se înțelege, vai, acum am înțeles, acum văd, acum îmi dau seama. Avem atâta trebuință de rugăciune aceasta. Iubiții mei, este cântecul trist acesta, foarte trist, pe care îl vor cânta aceia care au întors spatele, nu celor de pe pământul acesta, doar, ci care au întors spatele celui veșnic. Și, cum spune în Epistola către Evrei, ce altă jertfă pentru păcat mai rămâne dacă am întors spatele lui Hristos? Dacă am respins singurul dar care mi se putea da. Îmi rămâne să cânt acest cântec trist? Îmi rămâne să spun că abia acum îmi dau seama că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, acum văd, acum înțeleg. O, mi s-a părut că sunt așa de justificat în revolta mea, că uite ce mi s-a întâmplat în viață și de ce Dumnezeu. Iar în final cântăm acest cântec al lebedei, în care spunem că ochii ni s-au deschis și acum am putut să văd și am înțeles. Mântuitorul spunea ucenicilor lui în Evanghelia după Luca, la capitolul 17. Vor veni zile când veți dori să vedeți una din zilele Fiului Omului. Veți dori acest lucru și nu veți vedea. Vor veni zile când lucrurile pe care astăzi le prețuim mai puțin sau poate le disprețuim, vom dori mult să le avem. Nu credeți că este la timpul ei rugăciunea? Deschidem, Doamne, ochii astăzi. Acum vreau să văd. Acum vreau să înțeleg. Ce folos? Ce folos să spun cuvinte tardive? Ce folos să văd? Oh, a fost așa, s-a întâmplat așa, trebuia să fie așa. La ce mai mi-ajută mie? La ce mai ajută celui de lângă mine? Este astăzi vremea să putem vedea și înțelege cu toții că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Evanghelia spune, Mântuitorul a întrebat, ce voiești să-ți fac? Și el a spus, să-mi capăt vederea, Doamne. Am învățat astăzi la studiu biblical bisericii noastre despre vindecarea minții. Și am zis că mi-ar fi plăcut să găsim în Biblie pe cineva care se roagă lui Dumnezeu, nu doar, Doamne, vindecă-mă ochii, vindecă-mă urechile, picioarele, lepra de pe mine, ci să găsim unul care zice, Doamne, vindecă-mi, te rog, mintea. Vindecă-mi mintea, Doamne. Chiar dacă îmi va rămâne corpul mai bolnav, dar vindecă-mi mintea. Vindecă-mi ochii, deschide-mi ca să vadă lucrurile minunate ale legii tale și condu-mă potrivit cu planurile tale și să ne ajute Dumnezeu ca pentru niciunul dintre noi, niciunul dintre voi, spune Pavel, să nu se pomenească venit, păi da, a venit omul, a venit, dar venit prea târziu.
Domnul să dea izbândă în această luptă și să ne ajute ca, așa cum spune Biblia, astăzi, atâta vreme cât se mai spune astăzi. Ioel accentuează astăzi, dar astăzi are 24 de ore. Chiar acum, zice Domnul, chiar acum, chiar aici. Dumnezeu să ne ajute să-i predăm această inima noastră și să ne încredem deplin atât în providența Lui, cât și în dragostea Lui. Și când ochii nu mai văd mâna Lui Dumnezeu, nu mai văd unde e mâna Lui Dumnezeu în toate acestea, când ochii noștri nu mai văd mâna Lui Dumnezeu, să ne încredem totuși în dragostea Lui Dumnezeu. Amin. Vă invit la rugăciune. Părinte iubit, îți mulțumim că ai venit în adunarea noastră astăzi ca să deschizi ochii orbilor ai noștri tuturor și să ne ajuți să ne căpătăm vederea. Îți mulțumim, Doamne, că ai auzit rugăciunea chiar nerostită a noastră, prin care ți-am spus, deschide-ne ochii, Doamne, ca să vedem și să prețuim astăzi lucrurile pe care ni le dai Tu. Tată, am vorbit de amărăciunea regretului și a prea târziului. Te rugăm să nu cadă blestemul acesta pe niciunul dintre noi care suntem aici. În dreptul niciunuia să nu se spună prea târziu. În dreptul niciunuia care ne ascultă sau care vreodată își va deschide urechea să te audă. Fă, Doamne, acest cuvânt al puterii lui Dumnezeu care zice astăzi și chiar acum să se împlinească cu fiecare dintre noi adânc în sufletul nostru. Fii binecuvântat, Părintele nostru, pentru că prin Domnul Iisus Hristos am văzut clar că așa de mult a iubit Dumnezeu lumea. Îți mulțumim. Amin. Să luăm loc. În numele Domnului nostru Iisus Hristos, o să închidem serviciul din dimineața aceasta cu cântarea Doamne, astăzi vin la tronul Tău. Să ne ridicăm. Thank you.
Doamne Iisuse, din nou îți mulțumim pentru mesajul din dimineața aceasta. Îți mulțumim, Doamne, ca să ne ajuți să avem ochii noștri deschiși, în primul rând la frații noștri din jurul nostru. Te rugăm, Doamne, ca să arătăm, Doamne, prin viața noastră și prin slujirea noastră, că te slăvim pe Tine. Te rugăm, Doamne, ca Duhul Tău Sfânt să vină în viața noastră și să ne schimbe, Doamne, caracterul acesta. Te rugăm să lucrezi la acest caracter zilnic, Doamne, să ne apropiem mai mult ca și caracterul Tău. Îți mulțumim că ne asculți. Amin.